Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm la emisiunea Viața Goșului și suntem oaspeți astăzi domnului profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu. Bine v-am găsit! Bine ați venit din nou la școală, la noi în școala noastră, o școală care este de tradiție și, presupun eu, în măsura în care dorim să discutăm mai mult despre istorie, se înscrie pe această variantă foarte bine. N-am venit aici întâmplător și datorită liceului și datorită faptului că în acest liceu se află și sediul Societății de Științe Istorice, filiala Gorj. Dar tema noastră de astăzi se înscrie cumva în suita unor evenimente care s-au petrecut în, să zicem, în ultimile luni. Și anume, mai întâi, din luna noiembrie, avem în sfârșit învățământ în limba română pe Valea Timocului, de fapt subiectul unei emisiuni mai vechi cu dumneavoastră. În același timp, vin vești bune și de la românii de peste Prut, în sensul că mai întâi s-a demarat procesul de integrare europeană la Vilnius și mai apoi, de câteva zile, Curtea Constituțională din Republica Moldova, ceva mai deosebită decât cea de la noi, adică nu tot gică contra permanent, a recunoscut oficial că limba română este aceeași cu limba moldovenească și este limba oficială peste Prut. Sunt doar câteva evenimente care se înscriu cumva în parcă într-o altă politică sau alte reușite în ce privește românii din afara granițelor, românii de pretutindeni. Cum comentați dumneavoastră aceste evenimente mai întâi și apoi vom intra și în istorie? Sunt într-adevăr două lucruri extrem de importante pentru comunitatea românilor de pretutindeni, dat fiind faptul că, iată, până la urmă, adevărul istoric iese la iveală și ceea ce trebuia să se întâmple de multă vreme și în Serbia și în Basarabia, iată, acum s-a dovedit a se înfăptui. Problema însă care se pune și o să o discutăm, presupun, destul de profund în această emisiune, este și aceea a complicațiilor care sunt ridicate de aceste două reușite. Pentru că la noi, la români și nu numai la români, un succes este întotdeauna întors pe toate părțile încât are tendința uneori să se transforme într-un eșec. Și lucrurile acestea trebuie văzute de noi și din perspectivă istorică și din perspectivă politică, de ce nu. Asta ne însemnând că facem politică. Până la urmă, politica este o componentă extrem de importantă a științei istorice. Haideți să o luăm cu Valea Timocului, un subiect familiar nouă celor doi, dat fiind faptul că amândoi avem cam aceleași idealuri, adică odată întregirea neamului românesc, măcar în timpul vieții noastre, din punct de vedere spiritual și, de ce nu, în generațiile următoare și întregirea politică. Să o luăm însă cu Valea Timocului, întrucât are o istorie mai complicată, contorsionată chiar. Oamenii aceștia sunt despărțiți de noi prin anumite teritorii. Nu există un Prut care poate fi trecut până la urmă și cu barca sau pe un pod. Dunărea nu este hotarul natural între noi și românii de dincolo, chiar dacă sunt comunități românești suficient de puternice și pe malul Dunării. Românii din Valea Timocului au făcut parte din statul Asăneștilor, din statul Vlahobulgar al lui Petru și Asan, au făcut parte din Imperiul Otoman, au făcut parte din Serbia, au făcut parte destul de recent din Bulgaria, ca după aceea să revină la Serbia. A existat o protecție de departe a noastră, a românilor, mai profundă la sfârșitul veacului 19 și începutul celui de-al 20-lea, când politica noastră pentru românii de dincolo se înscria în ideea de făurire a României mari. Una peste alta, statutul lor este cel mai grav,
ei sunt lipsiți de biserică, sunt lipsiți de presă, sunt lipsiți de școală românească. Adică și atunci punctul acesta luminos reprezentat de deschiderea învățământului românesc, fie și numai limba română și elemente de cultură națională, a scris un articol foarte frumos în Vertical pe această temă, este un pas înainte. Apoi ceea ce face și părintele Boian până la urmă acolo și faptul că de 1 decembrie, Ziua Națională a României, a fost inaugurată Biserica Ortodoxă Română de la Negotin, este un lucru formidabil. Dar asta nu înseamnă că s-a rezolvat problema. Și mai este un lucru important unde românii noștri ar trebui să fie încurajați. Foarte recent a luat naștere un partid românesc chiar undeva într-o localitate din preajma celui mai important centru din Valea Timocului, orașul Bor, un partid românesc care intenționează să facă parte din Consiliul Național Românesc cu sediul la Novi Sad. Românii din Voievodina sunt mai bine tratați decât românii din Valea Timocului și o să discutăm imediat de ce ei își spun români, ceilalți vlași, unii dintre ei, nu neapărat aruncăm o culpă asupra românilor de acolo. E de vină totuși și evoluția istorică. E bine, partidul acesta românesc intenționează să facă eforturile necesare, să strângă semnături, așa încât să se ajungă la un rezultat puțin mai spectaculos pentru românii din Serbia. Să-și trimită și ei la alegerile ce vor avea loc peste vreo jumătate de an, parcă, să-și trimită și ei un român în Parlamentul de la Belgrad, pentru că la ei legea nu este ca a noastră, fiecare etnie să fie reprezentată în Parlament, ci pur și simplu trebuie să trudești din greu, să ai în spate un număr extrem de important de voturi ca să poți să ajungi în Parlamentul de la Belgrad. Iată deci, una peste alta, faptul că încep să fie învățători care vor preda limba română și elemente de cultură națională. Indiscutabil se vor strânge legăturile între noi. Oamenii aceștia vor căuta să se documenteze pentru orele acestea. Sigur, este și internetul o posibilitate extrem de importantă, dar noi cei de aici, de pe malul românesc, inclusiv gorjenii, vom fi cu siguranță solicitați de către românii de dincolo să-i ajutăm cu materiale, să-i ajutăm cu informații. Și punțile acestea de legătură între noi uneori depășesc politicile de stat. Relațiile acestea interpersonale, până la urmă și intercomunitare, dar la nivel micro, depășesc politicile de stat care de multe ori sunt păgubitoare. Mai ceva vreau să vă mai spun. Recent a avut loc o întâlnire între premierii celor două țări. Spunea părintele Boian, pe care l-am văzut într-o emisiune recentă, că a fost pur și simplu uimit, nu numai el, ci și românii din Valea Timocului, ce frumos, ce idilic prezintă situația românilor din Valea Timocului premierul Serbiei, către primul nostru ministru Victor Ponta. Zice, parcă nu ne mai recunoșteam, parcă eram într-o altă țară. Ori lucrurile nu stau deloc așa și trebuie mai multă implicare din partea ambelor părți, pentru că nu este ne-european să-i ajuți pe ceilalți. Bineînțeles, acum vreau să vă spun că n-ar fi nimic nou sub soare cu prezentarea idilică. S-au împlinit în această toamnă 100 de ani de la războaiele balcanice, de la cel de-al doilea, în pacea de la București, în care la un moment dat se luase în discuție, cel puțin cu Titu Maiorescu, inclusiv situația românilor și din Bulgaria și din Serbia, iar la fel premierii acestor țări la vremea aceea i-au prezentat și lui Maiorescu și regelui Carol
o situație tot atât de bună a românilor din zona respectivă, care nu era deloc adevărată, sau oricum, foarte departe de adevăr. Iată că pe undeva lucrurile se aseamănă și după 100 de ani. Dar ați rostit dumneavoastră puțin mai devreme un lucru și ar fi bine să explicăm și telespectatorilor care nu cunosc, să spunem, amănunte despre Valea Timocului, să le explicăm două lucruri. Că dumneavoastră ați fost acolo, aveți de mai multe ori, aveți legături cu zona, știți foarte bine realitatea. Iar a doua problemă, de ce este diferența aceasta? De fapt, ne-a și promis că ne spuneți. Deci este diferența de tratament între românii din Voievodina și românii de pe Valea Timocului? Românii de pe Valea Timocului, care au și un post, o emisiune de televiziune în orașul Bor, și asta a dus până la urmă și la apariția acestui partid, o să fac imediat legătura, sunt declarați în chip diferit. Ei sau unii dintre ei se consideră români, de ceilalți sunt considerați vlahi sau vlași, cum li se spune. De altfel, este bine să lămurim odată pentru totdeauna lucrul acesta și mi-a plăcut foarte mult un istoric care pleacă de aici, de pe meleagul Gorjului, este vorba de Mircea Dogaru, a precizat într-o emisiune un lucru extrem de interesant și le-a cerut și autorităților noastre statale să se pronunțe în această direcție. Noi ne-am spus întotdeauna români, alții ne-au spus sub diferite forme, români, români, romani și așa mai departe, nici de cum romi, așa, ceilalți străini ne-au spus vlahi. E bine, aici în Valea Timocului, românii sunt tratați ca etnie în documentele oficiale, ca minoritate, și ca români și ca vlași. Vezi, Doamne, două minorități diferite. În felul acesta dezbinați, ei nu pot accede nici în structurile de putere suficient de bine decât acolo unde sunt covârșitori români și mai este încă ceva, nici nu și-au putut obține drepturile lor suficient de bine tocmai din acest motiv. Și atunci, Partidul Național al Vlahilor, care exista acolo, a suferit în ultimile luni, pe fondul acesta al intenției serbilor de a se integra structurilor euroatlantice, un proces de dezintegrare evident. Unul dintre vicepreședinți a plecat și zilele trecute a pus bazele acestui partid românesc, care, iată, în însăși titulatura sa, recunoaște termenul de român și care va fi afiliat Consiliului Național al Românilor din Voievodina, pentru ca împreună să participe la alegerile din Serbia și să-și desemneze reprezentantul în Parlament. Iată această clarificare pe care a solicitat-o și care mi se pare extrem de utilă în cadrul discuției noastre. Da, și spuneam că dumneavoastră ați fost de mai multe ori în zonă. Cunoașteți realitatea, nu aceea care i s-a spus, de exemplu, premierului, ci realitatea adevărată, aceea în care sunt puține biserici și acelea de dimensiuni foarte mici. Nu erau școli în limba română. Practic avem acum doar acest învățământ de două ore, după orele normale, dar sunt perspective, cel puțin de anul viitor, să avem chiar învățământ în limba română cu toate disciplinele. Cel puțin așa prevede înțelegerea dintre Serbia și România. Dar întrebarea mea este alta, și anume, vi se pare corect, din punct de vedere diplomatic acum, că sârbii n-au făcut aceste concesii de dragul românilor, ci pentru faptul că ei negociază la acest moment integrarea în Uniunea Europeană. Dacă românii n-ar fi presat la Bruxelles pe această situație, că drepturile românilor din Serbia nu sunt respectate, cei de pe Valea Timocului, probabil n-ar fi făcut aceste concesii. Din punctul de vedere al istoricului și până la urmă și a omului politic, cum vi se par aceste lucruri? Pozitive, firește pozitive din... Este o valorificare a unei oportunități care s-a evit. În definitiv, noi știm lucrul acesta foarte bine. Drepturile minorităților din România,
cele stipulate de documentele fundamentale care stau la baza organizării statului român sunt drepturi ce se înscriu în cerințele Europei Unite. Nu cred că se poate plânge nicio minoritate la noi în țară, excesele pe care le cunoaștem amândoi și cu toții, după părerea mea, sunt pornite din alte rațiuni și trebuiesc depășite. Nu cred că există în jurul nostru vreun stat care să aibă standarde așa de înalte pentru minorități. Prin urmare, pornind de la o logică foarte simplă, trebuie și noi să pretindem statelor din jurul nostru, mai cu seamă celor pe care le susținem în procesele de integrare, să procedeze într-un chip similar cu minoritatea noastră. Minoritatea sârbă de pe teritoriul României se bucură de drepturi depline și alte minorități. Și atunci, sigur că susținerea aceasta de la București trebuie să vină. Există și momente neplăcute. Spuneam la începutul emisiunii noastre că apar și lucruri complexe care scapă de sub control. Spuneați foarte bine, adineauri, că nu avem biserici decât foarte puține. Aproape deloc nu avem. Cu excepția celei de la Negotin, care a fost inaugurată recent, mai sunt câteva troițe și participanții la cei foarte puțini participanți la momentul acesta înălțător, religios, care se practică la sfințirea unei troițe, sunt urmăriți de către autoritățile sârbe chiar în aceste zile. Și sigur, lucrul acesta îl știm din media noastră, tot părintele Boian fiind cel care a semnalat acest lucru. Și sigur, se pretindea atunci și o mai mare implicare a Patriarhiei Ortodoxe Române în rezolvarea acestei probleme. Părintele Boian, explicând totuși cum stau lucrurile, acele puține biserici, comunități românești din Valea Timocului sunt finanțate totuși de către Patriarhia Română de la București. O mai mare implicare decât atât, sigur că nu se poate, rămânând însă ca autoritățile statale să facă mai mult, dar într-un răspuns care s-a dat de către autoritățile noastre, se spunea cam așa: nu putem să ne implicăm pentru că respectivii români nu sunt cetățeni români, sunt români din Serbia. Este un răspuns diplomatic. Noi știm că am fost preocupați în anii de până la 1918 de românii din Transilvania, Bucovina, foarte, foarte mult și totuși pe față nu puteam să facem foarte multe lucruri. Însă mi s-a părut totuși că se putea mai mult decât acest răspuns. Se putea evita lucrul acesta, adică voi sunteți români din Banat și nu cetățeni români. Și repede adaug ceva. Comentariul care s-a făcut acolo a fost următorul. În 5-6 luni de zile, românii din Valea Timocului au putut obține cetățenia bulgară pentru că au fost extrem de mult tergiversate solicitările lor de către România. Deci iată, ajung români din Valea Timocului sârbesc să ceară cetățenie bulgară. Este un paradox care ar trebui depășit. Da, apropo de implicarea autorităților de la București, e clar că ceva s-a schimbat dacă am reușit aceste reușite, dar pe de altă parte nu cred că e o scuză de genul acesta că nu trebuie să ne implicăm că sunt românii din Serbia, în condițiile în care iată ce face Ungaria cu românii din Transilvania, cu maghiarii din Transilvania. Dumnezeule, acolo nu era vorba neapărat, iată, a fost un fapt minor, sfințirea unei troițe. Budapesta se inflamează la lucruri mult mai minore. Da, tocmai de asta și subliniam. Și n-ar fi numai acest exemplu. Pe de altă parte, cred că și acum putem vorbi nu numai de românii de pe Valea Timocului sau cei din Serbia, cei din Bulgaria, putem vorbi și de cei din Basarabia și iată că avem... Este important momentul, da, și cel din Basarabia. Și avem și o preocupare mai mare pentru românii din Ucraina, deci zona Bucovinei, pentru că
parcă s-a schimbat ceva la București. Deci românii de pretutine, departamentul acela care e în cadrul Ministerului de Externe, funcționează altfel. Par să fie mult mai multe preocupările și cred că și resursele financiare sunt mai multe ca să se implice în ajutorarea acestor, pe plan cultural, bineînțeles, nu neapărat politic. Eu aș pleca de la următorul considerent. În definitiv, orice acțiune politică presupune un interes economic, social, cultural. De aici trebuie să plecăm. Și atunci, în perspectiva unei Europe unite, în ideea unei Europe mai mari decât cea de acum, aceste comunități de români, care au și ei liderii lor spirituale, elitele lor, evident că vor face foarte mult bine românilor de aici, trăitori în România. Vor fi punți de legătură între ei și diferite părți ale Europei. Cum în felul acesta putem să-i tratăm și pe românii din diasporă? Și sigur că discuția poate fi extinsă. Întrebând istoricul, cu siguranță că încă mai speră și sperăm ca, să spunem așa, Republica Moldova să se întoarcă cândva lângă România. Din punctul de vedere al realității internaționale, cum vedeți aceste lucruri? Că avem două declarații, și anume, guvernul care spune să ne, practic, facem o unificare sub egida Uniunii Europene, deci cândva românii moldoveni vor fi alături de românii ceilalți, dar sub în Uniunea Europeană, în timp ce președintele are o declarație belicoasă care ne pune toată zona în cap, în sensul că să facem unirea acum, că e momentul, că nu știu ce de acest gen. Cum vedeți aceste lucruri? Președintele, pentru sufletul celui care vă vorbește, a pus degetul pe rană. Pentru istoricul care ne pretindem, amândoi suntem în această postură, probabil că este de discutat. Eu nu n-aș condamna foarte mult această opțiune a lui Traian Băsescu. Sigur că în momentul când președintele Băsescu aruncă pe piață pe tipul acesta de atmosferă extrem de arzătoare, Chievul, ceea ce se întâmplă până la urmă și la Chișinău, aici lucrurile sunt mai complicate. Dar nouă ne vine foarte greu să facem istoria prezentului. Eu aș lăsa totuși să treacă ceva timp și s-ar putea ca această declarație a președintelui țării de acum să capete alte conotații. Aș veni însă la altceva în cadrul discuției noastre. Am citit în media diferite poziții față de declarația lui Traian Băsescu. Până afirmații de genul acesta, România și Moldova niciodată nu se vor uni. Chiar premierul a spus niciodată. Un termen foarte dur, promovat de către un român, în condițiile în care la Bruxelles a recunoscut că vorbește limba română, a fost acolo împreună cu premierul țării noastre, a recunoscut contribuția României la susținerea ideii de integrare a Republicii Moldova în comunitatea europeană, în condițiile în care la un mare meeting ce a avut loc la Chișinău, vorbitorii nici n-au pomenit de această susținere. Eu nu vreau să-i acuz pe frații noștri de peste Prut de ingratitudine, dar există și așa ceva la unii dintre ei, chiar la românii de acolo, pentru că ar trebui să vorbim de multe lucruri. Odată, de o istorie contorsionată din perioada apartenenței noastre la apartenenței Moldovei la sistemul sovietic, apoi, de ce nu, de un conflict între generații, generația tânără cu deschidere către București, către celelalte orașe ale noastre, care studiază la noi, care gândește, care vede lucrurile extrem de românește, această generație, și generația aceea mai veche, ascunsă în activitățile colhozurilor și a sovhozurilor sovietice,
care nu uită și poartă, dacă vreți, o nostalgie până la urmă și firească față de anumite vremuri. În fond și la noi se manifestă așa ceva. Apoi mai este și cealaltă problemă a conflictului dintre rusofoni. De ce să nu recunoaștem? Sunt oameni care nu vorbesc deloc românește în Moldova. Nu, să nu ne așteptăm la aceștia că nu vor profita de cei care sunt nemulțumiți de faptul că, iată, Curtea Constituțională a decis că limba română este limba naturală a Republicii Moldova. Suscită discuții și presupusul referendum care se pare că se va organiza pentru modificarea Constituției. Foarte mulți intelectuali din elita spirituală a Moldovei sunt împotriva acestui referendum, care se poate transforma într-un eșec printr-o prezență masivă a rusofonilor la vot, care vor spune nu, limba moldovenească este, și ai noștri și ceilalți care, mă rog, sunt plecați prin Europa, sunt plecați prin România, care nu pot acționa foarte bine. Și apoi, de ce nu, costurile foarte ridicate ale unui referendum care fac dintr-o țară, până la urmă, săracă să se ridice tot felul de voci care ar putea spune că nu este util un asemenea referendum. Și apoi mai este un argument pe care îl aduc intelectualii fruntașii naționali din Basarabia, din Moldova de Veste Prut, și anume aceea că li se pare inutilă consultarea populației printr-un referendum pentru ceva care este dovedit de foruri științifice. Cineva se întreba, zice, domnule, referendumul ar fi fost bun acum 400 de ani, când nu exista academie. Dar vreau cât există o academie a Republicii Moldova care și-a spus cuvântul, nu mai vedem utilă în niciun fel organizarea acestea. Una peste alta, curajul înaltei curți constituționale de la Chișinău de a spune tranșant, de a da un răspuns extrem de vertical, reprezintă un pas pozitiv pe linia aceasta a apropierii dintre noi. Faptul că se vehiculează și pe drept cuvânt această idee a prezenței noastre împreună a două state românești într-o Europa unită, care ar estompa, să zicem, distanța dintre noi, este un lucru corect. Dar până la urmă și o Germanie unită este tot într-o Europa unită. Pe de altă parte, s-au produs și celelalte fenomene, a se vedea ce se întâmplă în Cehoslovacia. Numai o clipă vreau să vorbim ceva, mi-am adus aminte când am pronunțat Cehoslovacia. Cehia are o regiune vlahă autonomă. Vlahă, deci în Cehia, cu vreo 500.000 de locuitori. Este extrem de interesant că, iată, cehii au trecut peste tot felul de veleități, să spunem, și au recunoscut că, până la urmă, posibilitatea ca statul condus de Burebista să se fie întins până acolo poate fi demonstrat și în felul acesta. Da, interesantă informație. Apropo de situația românilor din Basarabia. De fapt, noi avem, e o titulatură care, sau o sintagmă care deja circulă acum inclusiv în Uniunea Europeană, un popor, două state. Și cred că pe această idee, cel puțin acum ar trebui să mergem, mai puțin cea a unificării, pentru că asta trebuie să vină dinspre Chișinău odată, iar situația, apropo de informații din media, se pare că actuala coaliție nu are, o, să spunem, resursele electorale la acest moment să poată impune și un referendum, dar mai ales ca două treimi în Parlament, ca să se mai dea și o hotărâre de Parlament. Ar trebui modificarea Constituției, ceea ce nu se poate face la acest Interesant moment. Că liderul de la Tiraspol acceptă această hotărâre, până la urmă nu este hotărâre, această decizie așa, a înaltei curs constituționale cu privire la limba română,
n-au nimic împotrivă. Probabil că aici evoluțiile vor fi extrem de interesante, cine știe, poate vom asista în condițiile în care se întâmplă ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și cu Ucraina e o întreagă problemă. Vladimir Putin a făcut o afirmație de genul celei prin care susține că, de fapt, Ucraina ar avea o serie întreagă de teritorii din ale statelor, ale popoarelor din jur. Aluzia, mă rog, poate să amplifice sentimentul național, poate și Tiraspolul să gândească la cine știe ce construcții. Evoluțiile nu neapărat că vor fi imprevizibile, le vom vedea în continuare. Suntem în clipa de față mult mai tari pe situație. Din ce motiv? Informațiile vin foarte ușor, ajungem la ele, le putem comenta, nu mai sunt simple zvonuri cum erau pe vremea lui Ceaușescu. Suntem într-o situație, spuneați, din punct de vedere diplomatic, al stabilității noastre politice și imaginea la nivelul Uniunii Europene, destul de bună. Suntem cumva, poate, cum se întâmpla, am invocat mai devreme, acum 100 de ani, anul 2013, când, deși n-am tras, știți cum se spune, n-am tras niciodată, niciun foc de tun, am reușit să câștigăm un război și să ne impunem chiar condițiile la București. Deci diplomația noastră era și atunci la înalt nivel, mai puțin restul s-a dovedit câțiva mai târziu un război. E adevărat însă că partea diplomatică ne-a fost totdeauna la înălțime și mai mult conjunctura ne-a ajutat să facem România mare și alte realizări. E, acum asta aș fi vrut să vă și întreb. Credeți că conjunctura politică actuală, cea viitoare, dar internațională, ne va fi favorabilă în această direcție? După cum simțiți, după cum vedeți evenimentele care se succed și asta pe tuturor românilor, pentru că noi avem, suntem un popor mare și avem minorități în toate țările vecine, ca să nu mai vorbim de românii plecați peste mări și țări chiar. Poate nu vă așteptați la răspunsul acesta. Credința mea pleacă de la faptul că marile înfăptuiri în planul politicii externe se fac și jucând foarte bine în planul politicii interne. Deocamdată nu avem a fi mulțumiți de ceea ce se întâmplă în interior. Până la urmă, interesul extern și simpatiile externe vin pentru cei care oferă ceva. În clipa când vom fi dispuși să oferim stabilitate, progres, dezvoltare, elemente există pentru ultima perioadă, cel puțin, de creșteri, e adevărat, nu foarte mari, economice, de, ca să spun așa, și de alte lucruri și de stabilitate, abia atunci cred eu că se vor rezolva multe. Integrarea europeană este un succes. Un succes pe care trebuie să-l promovăm oriunde, în orice colțișor de țară și să încurajăm această integrare. După părerea mea, nu neapărat ca să terminăm într-un, să zicem așa, într-o notă optimistă, ci pur și simplu este o credință. Într-adevăr, se pot realiza și obiective naționale pe fondul acesta al integrării noastre, a României, integrării în Europa, și putem face mult mai mult pentru românii din jurul nostru dacă vom fi susținuți și vom fi susținuți. Politica Bruxellesului față de minorități este cea cunoscută, de încurajare a identităților, dar vom putea face lucrul acesta și numai plecând dintr-o țară redresată din punct de vedere economic, cu resurse capabile să fie puse la dispoziția și a celorlalți. Pentru că, repet, va veni și reversul, susținerea va veni și de dincolo, în condițiile în care noi ne-am făcut simțiți ca ajutor pentru românii din jurul nostru. Aici poate marea problemă
și nu din cauza că, să zicem, eforturile Bucureștiului ale României față de Chișinău nu ar fi mari, că sunt de câțiva ani destul de mari, încep să se vadă și roadele, însă, iată, presiunile Moscovei de data aceasta față de Chișinău sunt fantastice din punct de vedere economic. Îi așteaptă o iarnă foarte grea, sigur, cu prețuri foarte mari, că numai România plătește cumva rodul politicii externe în sensul că... Dar aici nu numai noi putem să-i ajutăm pe moldoveni și faptul că, iată, a fost semnat actul acela de să zicem, care dă drumul la preaderare, sigur că înseamnă foarte mult. Nu numai Bucureștiul poate să-i ajute de data aceasta. Uniunea Europeană. Aici este important. Acum problema care se pune este dacă cei din Basarabia, cei din Moldova de peste Prut, vor reuși să reziste unei ieri foarte greu și mai ales unui blocaj economic, pentru că practic ei trebuie să-și reorienteze toată viața economică înspre Uniunea Europeană și chiar spre România, pornind de la vin și continuăm cu toate celelalte care se produc, produsele agricole care se mai fac. După părerea mea, nu va apărea o ruptură totală între Moldova și vecinul din răsărit. Nu are cum. De altfel, lucrul acesta, după părerea mea, nu se va întâmpla nici la Kiev, pentru că una peste alta, chiar și Uniunea Europeană trebuie să dea înapoi în anumite situații. Adică sunt convins că Rusia va fi înțeleasă și acceptată cu unele pretenții în această zonă. Lucrurile sunt de durată, cedările vor trebui să se facă gradual. Construcția unei Moldove care vizează integrarea europeană nu este deloc un lucru simplu. Va mai dura, după părerea mea, suficient de mult. Și probabil că aici se vor mai manifesta jocuri de interese, cel puțin în culisele diplomației europene. Să sperăm că nu se va ajunge la ceva grav niciodată, pentru că asemenea lucruri nu sunt deloc utile nici combatanților și nici celor din jur. În acest context mă întrebam dacă, să spunem, cedările care se vor face către Rusia să nu ne afecteze pe noi ca români sau pe românii din Moldova. Atât cât se va juca la nivel european cartea românească. Aici contează foarte mult și cred că eforturile Bucureștiului sunt în direcția bună. Și deocamdată părem să fim stabili pe situație, stăpâni pe situație, așa cum spuneam, aminteam anul 1913, ca să nu mai vorbim și de anul independenței din 1878, când și atunci am fost la un moment dat destul de stăpâni pe situație până au venit presiunile pe articolul 7, apropo tot de minorități. Sigur, așa am fost stăpâni pe situație câteva zile și în 1968 cu Cehoslovacia, ca să intrăm și într-o altă zonă. Așa este. Diplomația noastră întotdeauna a fost cu un pas înaintea evoluțiilor interne. Ce bine ar fi, și cred că aceasta este o concluzie extrem de importantă, ce bine ar fi ca să meargă mână în mână și ca hora aceasta dintre politica internă și politica externă să nu se realizeze prin pași defazați. Ar trebui să mergem în același pas unii cu alții și cu siguranță rezultatele se pot vedea. Ca și concluzie a acestei emisiuni, suntem și la sfârșitul unui an, iată, plin de reușite până la urmă, la ce ar trebui să ne așteptăm în 2014, în anii următori, pe situația românilor de pretutindeni? Și acum aș vrea să priviți atât românii din țările vecine, cât și românii care, iată, se află acum cu milioanele, chiar în Spania, în Italia sau chiar peste ocean. Este momentul concluziei, pentru că am fi putut să discutăm foarte mult și despre ceea ce fac românii pe dincolo. Se crede că ei sunt dezbinați, de altfel aceasta este eticheta pe care le opunem noi românii românilor de dincolo. Nu este chiar așa. Trebuie vorbit și lucrul acesta. Eu aș concluziona în felul următor. Dacă această criză își va diminua efectele
dacă va fi depășită, și normal că va fi depășită ciclul economic, asta spune, atunci vom asista la o consolidare a diasporii românești de dincolo. În niciun caz nu va putea fi oprit exodul câtorva categorii profesionale, între care îi numim pe medici, dar numărul celor care pleacă în străinătate nu mai este atât de mare ca în anii precedenți. Deci pe fondul acesta, cu siguranță vom asista la o stabilizare în interior și la o stabilizare a comunităților românești de dincolo și, de ce nu, asta cu siguranță se va întâmpla, la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni. Acesta, până la urmă, este idealul oricărui cetățean, indiferent din țara în care trăiește, de origine română, să le fie bine tuturor celorlalți. Până la urmă, suntem o familie. Familia românilor este o familie de reprezentanți ai speciei umane realmente inteligente. Românii sunt oameni inteligenți și cu siguranță vor găsi soluții pentru strângerea legăturilor, așa încât să ne fie bine tuturor. Ca final, întorcându-ne puțin la acele poduri de flori din anii 90 și la care ați participat și la care parcă părea ca tot lucrurile să fie foarte aproape în această direcție, acum iar par foarte aproape. Vom reuși să depășim acest stadiu de poduri de flori? Era o perioadă de exuberanță, de entuziasm. Oamenii se regăseau după ceea ce asta. A existat până la urmă o cortină de fier și în interiorul sistemului socialist și poate o să facem odată o emisiune pe această problemă, întrucât au fost momente când am avut manifestări de independență și se vorbește chiar de carcase de tancuri arse pe undeva prin Bucovina, că am folosit laser, o fi fost așa, nu o fi fost așa într-un anumit moment istoric, asta este altceva. Deci era un entuziasm. Entuziasmul acesta a fost încet, încet depășit. Au început să vină copiii la studii din Basarabia încoace, au început să se vândă produsele din Basarabia și de hăt departe pe aici, prin România. Mai puțin suntem noi prezenți acolo decât ei la noi. Sigur că parcă se reeditează momentul acela de după 1989, acum când există o dorință masivă de acordare a cetățeniei românești și a eliminării vizelor dintre cele două țări. Cu siguranță se vor mai crea momente de entuziasm în care nu numai președintele statului va promova ideea obiectivului unirii, ci și mulți alții. Sigur, nu depinde de un om. Până la urmă, unirea reprezintă o formulă de consens, să spunem, aproape total. Când lumea este convinsă, sigur că idealul se îndeplinește. Generațiile acelea de elevi ale anilor 90 cu podurile de flori acum sunt la decizie sau sunt pe străzi și la Chișinău și la Chiev? Sau poate sigur, chiar de la noi, de la Târgu Jiu, chiar din această școală. În clipa de față avem doi elevi din Basarabia, unul clasa 12-a, care optează pentru o facultate de relații internaționale de aici, din România, și o fată clasa a 9-a, care abia se obișnuiește cu Târgu Jiul. Iată. Încă un motiv să fim optimiști pe această problemă. Și să facem o emisiune aici, la această școală, care, iată, a dat drumul la tineri foarte buni, proveniți din Basarabia, din Bucovina, chiar și din Transnistria am avut la un moment dat. Cu acestea fiind spuse, încheiem aici emisiunea Viața Gorjului, dedicată situației reușitelor românilor de pretutindeni.